Salutare, prieteni, astăzi suntem la un nou episod din cariera cu ASEU Politehnica Timișoara și avem un meci important cu viitorul în Cupa României. Este prima fază, este o fază extrem de grea, ținând cont că acum o zi am jucat, deci chiar e nasoală treaba. De fapt e a doua fază, scuze că în prima am bătut pe Buzău. Vom încerca să aliniem un 11 cât de cât atractiv, să nu fie prea obosiți jucătorii. O să joc cu Malele și cu Hefte. Aici îl bag pe Bahari. Choinac. Pițian. George. Latovlevic îl schimbăm cu Popovic. Ia să-l baliu și pe albă fundaș. Așa, Matei îl schimbăm cu Rață. Barbosa cu Ștefănescu. Mai băgăm și mai avem pe aici bun și ne-ar putea ajuta. Bom, echipamentul că iau cu negru acolo, suntem în două închise. Este mai bine, așa zic eu. Și iată, este într-adevăr o seară de toamnă urâtă, ploioasă, iar Viitorul joacă acasă. Să sperăm că vom reuși măcar să facem un joc frumos, chiar dacă nu trecem mai departe. E greu, într-adevăr, să merge grea Liga întâi față de cine ne gândeam noi, cu jucătorii din Liga a doua, dar încercăm să facem tot posibilul să prindem play-off-ul sau Europa League din cupă. Asta e varianta cea mai scurtă, cupa. Așa am prins-o și data trecută, dar hai să vedem că poate, cine știe, cu ajutorul Domnului prindem chiar Champions League-ul anul ăsta. Dar va fi greu. Ceala. Este meciul de debut al lui la Viitorul, ați văzut la news acolo, ia să vedem acum. Bine, Șerbănescu încearcă să treacă, Castaniada. Pasă bună acolo pentru Eli, bine, însă Popovici și recuperăm foarte bine balonul. Popovici dă drumul pentru Șerbănescu, Șerbănescu are viteză bună și el mai departe pentru Cioinac, acesta nu are viteză, dar poate să dea o pasă bună și o dă pentru Malele, mai trece un jucător, Malele vine acum cu șut, este gol, Malele, se fac Malele. Jucătorul nostru de contraatac lovește încă o dată și lovește bine. Chițu. Ne apărăm bine, dar iată că ne
ne scoate din joc acolo puțin. Nu așa. Hai și acum cu contraatac. Ia să vedem pe Bahari și avem pe doi atacanți acolo. Pasă spre Oalele, Oalele în bandă, Oalele. Oalele mai trece de un jucător și îl găsește acum pe Rață. Va din Rață, va din Rață, va din Rață, Oalele. Și se pierde faza. Prea multe pase, iar Constanțenii s-au repliat destul de repede. Să vedem dacă este offside sau nu la cealaltă. Nu este, nu este offside, dar vine foarte bine Pițian și asta blochează acolo. Și e și gol, e gol. E penalti. Oricum ne dăduse gol. Poate avem noroc și o apărăm pe asta. Era un penalti ușor acordat. Va executa Andrei Ciobanu și o dă în stânga. Dar nu, apără Hindrich, fantastic! Apără Hindrich, apără Hindrich, incredibil! Incredibil, fraților, ce a reușit să facă portărașul nostru. Iată, am avut noroc, chiar acum Malele prinde balonul și ăsta se duce pe contraatac acum. O dă cu chițul aici în 200 de metri garduri, să vedem care ajunge mai repede. E normal că Malele și vine și cu o centrare bună! Cât de periculoși suntem! Pițian, Pițian greșește încă o dată și ne demonstrează că nu este un jucător care să merite să ne bazăm pe el. Și nu e bine, să vedem Popovici, intervine foarte bine. Pasă la Pițian, Hindrich acum va veni cu o centrare. O degajare, scuze, haide, 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 Hefte, Hefte, protejează bine, dar o pierde până la urmă, e cam olatic Hefte. Este negocieri cu despre cluburi, să vedem care va fi soarta lui în episodul de astăzi, cred că se va vedea care va fi soarta lui Hefte. Mamă, trebuie să-i dea lui Cioina. Rață, Rață nu știe prea multe cu balonul. Îl găsește pe Hefte, iar Malele și-o face superb. Malele, Malele, mai face o fentă, Malele. Șut un blocaj. Heli. Pasă bună pentru Șerbănescu, Șerbănescu, Șerbănescu îl întoarce pe căpușă, acum vine cu o centrare, offside, offside la Hefte. Hai să ne ținem bine că, bă, mă, Șerbănescule, trebuie să ne ținem bine că ar fi, chiar ar fi păcat să pierdem oportunitatea asta. E tare pentru Cioinac, dar îi găsește. Hai, bă, Hefte, că nu mai în bășine jucat. Hai, du-te morții tăi de aici. Joacă în bășine, scoate afară să vede că nu vrea să se impună. Îl bag și pe Barbosa că se simte acolo când nu e el. Chiar dacă l-a încercat de multe ori, dar am prea multe pretenții de la el, totuși să nu uităm că are 18 ani Barbosa. Bine, Pițian intervine, iată, scoate trei jucători din echipă, iar acum vine pasa foarte bună pentru Castrati, Castrati nu dă pasa, Castrati trece, fantastic, Castrati, gol, Castrati! Bravo, bă, băiatule, jucătorul din Kosovo ne demonstrează încă o dată că este un jucător demențial, nu a vrut să paseze, pur și simplu s-a dus Ghiule cu minge.
flamuri castrate și asta s-ar putea să ne bage într-o stare bună. Pițian s-a dus până în poartă. Nu, Cioinache. Iată-l pe Popovici. Pierde balonul în fața lui Castaneda. E pericol. Haide, sare Pițian și rezolvă faza. E tare, tată. Ce subtonsu poți să prindă și ăsta? Barbosa vine acum cu concentrare pentru Marele și se blochează. Vine Bahari, dar este cel blocat la rândul lui, să vedem pe Babuschi, el a pe spate, destul de ușor, ia să vedem acum pe Castrati, corner. Cred. Nu e. Oricum este minutul 83, e greu să ne mai întoarcă ca pățănoși și de la viitorul. Bine, Pițian. A greșit, într-adevăr, la început, dar văd că s-a impus rață. Nu știe prea multe, e bun acolo la închidere să distrugă. Să distrugă tot. Mamă. Bară gol. Lăsați-i să se bucure și ei că nu e desperiat. Sunt curios cât de nesimțit poate să fie arbitrul ăsta, că a lăsat două minute peste ele de prelungire. Chiar eram curios. Și câștigăm, mergem mai departe. Sefaz Marele a jucat foarte bine. Pamă, și acum urmează meci cu Dinamo, iar în doar câteva zile, meciul ăsta cu Dinamo s-ar putea să ne ajute mult dacă dăm 22 de puncte. Am urcat până pe minim 5. Ia să vedem dacă ne-a dat adversarii din cupă. Da. Oh, ce ușor, iată, picăm în sferturi cu Aerostar Bacău. Aerostar care a scos pe Dinamo, Steaua Sepsi, Clincen, Botoșani, noi și Hermannstein, Gazmetan. Poate cine știe, avem din nou o finală cu Botoșani. Deci cam suntem calificați, să zic, în semifinale. Acum vom juca cu ăștia răi. Ehman, Polici, ăsta Necoțescu, Borcea, Răuță, Mihai. Nu știu ce să spun. Bă, o să joc cu ăștia doi, după care o să intervin cu Malele. Îl bași pe Castrati, că chiar a jucat foarte bine. Bahari mi-a plăcut, dar e obosit. Te lubrato, o să-i dăm și lui ocazie să joace. Bag și pe pădurarul în poartă. Așa, Davis. Codrea. Cred că îi voi lăsa așa, nu? Nu-i mai schimb.
Dan Păltinișanu arde. E șos Dinamo, într-adevăr. Noi avem cea mai bună, cel mai bun atac cu cel mai slab atac din Liga 1. Și începe partida. Mediu până la Giorza. Giorza mai departe, accente lungă. Respinge spectaculos acolo Ehman. Răuță. Nu. Ce greșeală. Ce greșeală mare face, cred că Toșca. Nu cred că a făcut Toșca asta în fața lui Nemeț. Doamne, doamne, și aveam foarte mari pretenții de la Toșca. Iată, încă o dată vă arăt că nu contează overall-ul, ci nici salariul ăla mare care l-are de 5.000, cu salariul ăla plăteam 2 fundași. Da, eu că se duce acum Matei foarte bine, atât. Scapă Matei, 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 Matei! 1-1! Ce jucător ne-a luat! Cosmin Matei! Chiar este un atac în care te faci așa mândru că care a adus gratis. Bine, a intervenit de această dată Toșca. Iată-l pe Matei. Ce recuperare face și de o pasă senzațională. Mediu, Mediu, Mediu mai departe pentru Mircea Accente. Mircea Accente e bombă. Mediu până la Barbosa. Barbosa și se duce bine, o întoarce pe spate. Matei. Tău, cum o fi ratat Mircea Accente, nu-mi închipui. Matei, bine. Mediu. N-am mai reușit să o prindă 1-1 și trebuie să ne gândim foarte bine ce facem, să nu pierdem o... Nu cred, nu cred asta. Nemeț face dublă. Iată, de la un meci care părea atât de ușor. Totuși că cred că l-a scăpat. Da.
rușine să-i fie. Mediop. Bine trece mediop. Mediop, foarte bine, mediop, foarte bine, dar trebuie să și pasez că nu faci treabă doar din asta. Corner. Centrare bună. Încă una pentru Codrea, dar iese Schwanhausen. Nu cred, e tanda pasă și se dă fault în atac. Doamne ferește. Nu, a fost offside probabil. La portar sau nu știu. Nu-mi vine a crede ce văd pe tabelă. Un meci care mă gândeam că îl câștigăm la pas. Dar nu. Îl băgăm pe forța marele. Bine a intervenit Giorza, cred. Da. Haide, Dorine, haide, tată. Bine, Davis, bine, Davis. Băi, eu sper să întoarcem și să luăm cele 3 puncte, nu un punct. Bine, mediop. Dar nimic. Se poate. Centrare bună, Pițian lovește prost mingea. Avem încredere în Pițian, dar nu. Nu e ce pare. Bă, ce bine a intervenit această dată. Du-te, Matei, du-te, Matei, du-te, Matei, Matei, încă o dată, Matei, ne aduce în joc, Matei, dublă. Toți așteptau centrarea la Malele, dar Matei a venit cu o torpilă. Ma, nici n-a mirosit-o portarul. Oh, super. E bine, ia. Haide, Malele, du-te, Malele, Malele, Malele. Și nu așa, băi. Ce ocazie, Codrea! Îl bagă pe castrate.
Ah. Scapă Fabrini. Nu, bă, dă-mă, dă-mă, simplu, dă-o-n morții, dă minci, că nu. Au cerut un faul Milocii de la Dinamo. Hai, hai cu contrata cu minutul 80. Iată, scapă Timișoara, Timișoara scapă, contrata frumos acolo, mai scoate un jucător. Încă unul, încă unul, castrati, și apare nelocit ăsta de portar, șutul gura mătii. Ce ocazie avem și atât să poate să marcăm acum, dar nu reușim. Suntem la afara careului, Mera vine cu un șut în blocaj. Du-te, Lato, du-te tare. Davis, Davis la balon. Ai dat-o cu drept. Mamă, mamă, cine a făcut-o Borcea. Intrare tare acolo cu picioarele în fața unui jucător al nostru și Barbosa avea șansa să facă multe. Și n-a făcut nimic. Ia uite, bă, poște, bă, frate, bă! Ce păcat! Era un derby mare ăsta. Era un meci care trebuia câștigat. Ce vrea, mă, Hefty, Hefty, Hefty. Pe 2 ani nu știu toată ce. Hai mă, du-te la aia. La Rangers. Du-te și tu joacă la aia și lasă-mă. Îți cere scuze că n-a convins. N-ai convins deloc, bă, băiatule. Chiar deloc n-ai convins, să știi. Și iată, ne făceam calcule cu nu știu ce puncte. Și suntem departe de puncte. Chiar nu mă gândeam. Ia să caut eu niște jucători pentru iarnă. Hanca odată. Țăru. Ovidiu Popescu. Da, asta e altul, m-aș fi speriat. D
poate sunt mai mulți ovizi. Ia uite, rost ai și expiră contractul. Expiră contractul, fraților. Te avem cu Botoșani. Astra, Hermannstadt și iar Steaua. Se termină turul. Te-am bătut și noi pe Botoșan, noroc cu simularea. Le simulăm pe toate până la Steaua. Ce vreți, mă, ce vreți? Ce-am făcut? You make... Păi și pe care l-am făcut, că n-am... A, zice să-l fac. Am înțeles, o să mă pune să vând jucătorina. Dar nu e așa frumos ce vreți noastră să facem. Castrati are ofertă. Asta să duce. Ia, mă, avem și noi ceva pe la juniori ăștia, că trebuie să-i vinde, da? Că avem cam mulți pe aici, zic eu. Cel mai bun este Afonso Duarte. Pe asta ar că am trebuit să-l promovăm, că-l pierdem apoi. Are 18. Cătălin Cernea de Republica Moldova și el trebuie promovat. Doru Dumitru, 16 ani îl mai lăsăm. Brătianu, Marius Brătianu, îl promovez că îl pierd, are 18. Restul nu sunt așa periculoși, să zic. I-am promovat și pe ăștia, că poate vă era ca în lotul prea subțire, uite. Ia să vedem. Cu Omănești 275.000. Mâncă și eu o pâine, îl vinde, ce să facem cu ea. Marius Brătianu, 275.000. Câștigăm bani. Alfonso Duarte, pe ăsta nu-l vindem, că s-ar putea să fie bun. S-ar putea, nu să știi. Cătălin Cernea, ăsta la fel, am încredere în el. De pe ăsta nu mi-l ia nimeni. Ba, nimeni, mă. A, ăștia sunt vânduți, mă, deja. Năstăsie se asemna cu ăștia, asta asemna cu Hebei. Să se ducă. Și asta asemna cu New York. Hai că e bine, mai pleacă Dani. Ăsta e aproape de Rangers. Și ăsta e aproape de Cordoba. Gata, asta s-a înțeles cu Glasgow Rangers, asta cine îl vrea, îl vrea bine, cine îl vrea, să ne dea și nouă 600.000. Și acu' îl dau. Stai, mă, liniștit, ce crede că te bag titular, calmează-te direct, bunule.
Castrati vrea să joace, păi eu știu. Mera cu Barbosa marchează din nou. Barbosa are ofertă de transfer, ia să vedem. Ho, 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 Borenmo ne dă 7.200.000, păi da, dar eu nu-l dau sub 11, dacă... Dacă voi dați, eu vi-l dau. Stai că dacă n-a dat respins până acum, cred că-l ia. Așa, să vedem, Castrati ne dă 620.000. Da, sigur. Ăștia, nu știu dacă dă și bare în mod. E greu să dea atâția banda. Pădurarul are și el ofertă de la care... Bă, nu-l vând că nu mai am portar de rezervă apoi. Barbosa, uite, ne dă și ăștia când ne dă. Acceptăm. Acum să se înțelegă cu care vrea. A căzut, dar mă gândeam că va cădea cu Barbosa. Păi avem mulți care vor părăsi corabia. Și a ales să se ducă la Cordoba. A fost alegerea lui. Văd că și Hermannstadt se ține sus. Bag și pe malele și pe hefte să dăm în ei. Am dat greu, iată că tot mediul ne-a salvat. Și acum urmează meciul cu Steaua, pe ăsta îl jucăm. Ce, mă, Barbosa, ce ai pățit? Bă, tu ești băiat bun, abia aștept să iau banii pe tine și tu o să joci cu Steaua, o să vezi că o să joci, stai liniștit. Nu le mai pune și tu la suflet, așa. Ce ne-a mai adus ăștia jucători? Ia, bă. Slab. Bă, dar numai foarte slabi. Păi da, mă, Brătianu Petre. Ia să vedem brazilieni ăștia, 16 ani, slab. 15 ani, slab, 16 ani. Ăsta merge. Araujo, 15 ani. Merge. Alfonso Gomez,
Nici o șansă. Savi, 16 ani? Nu. Carlos, 15 ani ăsta, da. Ăsta, da. Breno Fernandez, 15 ani? Nu. Eduardo, nu. Nu cred. Kleber Castro, 17 ani, nu. Kleber Castro 2, nu, nici el. Portarul ăla pare al naibii de interesant. Asta. Are atât la 15 ani. 58, Carlos Conceição și probabil va ajunge la noi în poartă. Creang ăsta, ce să, pe care îl vezi pe ăla ăsta, îi dai direct, direct. Eject. Ăsta e bun. Adriano Moraes. Și ăsta se anunță periculos. Se joacă mijlocaș drept. Mijlocaș drept. Nu e rău. Hai să-l mai învățăm și pe la așa o leacă de fotbal. Să se miște. Ia învață-mă și închizător. Black. Black Beauty. Bombardierul fa pe ăsta, Paraujo. Stai în goalkeeper, e bine. Petre Ilie, stânga, dreapta, bam, bam. Hai mă, și tu ai învață ceva. Hai, dați drumul la antrenament mai repede. Că avem meci cu Steaua și e periculos. Mamă, mamă, Steaua e pe pricine, pe primul loc, Steaua. A, Steaua este pe primul loc, noi suntem pe locul al cincelea. O, victoria noastră astăzi ne-ar face 32 de puncte, mamă, păi ne duce până pe loc de Champions League, frate. Trecem peste Craiova, sigur. Păi avem cu viitor. Sau nu, nu că am avut cu viitor, avem cu cine avem ea. A, cu voluntari, ușor, nu se pune problema. Ultimul loc. Da, e un lucru bun. O să joc cu Malelea, să vedem până Liga a doua cum stă treaba. În Liga a doua este U Cluj pe primul loc, Argeșu și Rapidu. Deci se anunță echipe bune la promovare. Cel mai bun atac îl are Ucluj și cea mai bună apărare tot ei. Ia să vedem Steaua cine joacă. Haruț Pavlovici, ăsta nu știu cine e. Miron Panțăru, Șut, Ozdoiev Popescu, Olaru Buziuc și Comar. Da, o echipă interesantă, dar Malelele va arăta cine este the boss. Îl bag eu pe Davis aici. Matei, Giorza, Barbosa, da. La Totoșca, nu.
Asta, că joacă asta, că am văzut eu ce juștiu. Ia să-l iau, mă, pe Duarte ăsta. Mamă, mă, să vezi ea. Că noi băga nebunia asta din Brazilia. Ne arbitrează Ișvan Covaci. Național Arena. Este arhiplină, te găzduiește un mare meci FCSB Poli Timișoara. Gata, băieții noștri, medii 8 și moalele acolo, vârfurile noastre. Darius Solaru, un jucător foarte bun, într-o formă extraordinară. El este Dariusica și ăsta este Pavlovici. Nu știu ce rasă o fi asta, mă gândesc pe fi vreun ucrainian ceva. Popescu pasta la Buziu, mai departe acolo încearcă pentru Coman. Însă Mera intervine perfect și vine acum cu o pasă bună pentru Mediu. Mediu mai departe încearcă să-l găsească pe Malele, dar iese din poartă Vlad. Piții. Da, nu așa, bă, drecu. Mamă, scopătoși, că a zis că am încredere în el și vine pițeam cu bășinele astea. Și ia și galben într-o 8, că e prost. Poate să-l ierte ăsta, așa, să fie bun Covaci. Da, iată, e băiat bun. Este prea nervos, într-adevăr, pițean. Trebuie să se calmeze și el. Jorza, bine pentru Barbosa, Barbosa, du-te Barbosa. Dar a fost deviată mingea. Nu cred, ce s-a întâmplat? Penalti? Cum, mă? Băi, Ișvan Covaci ne fură. Ne fură ca în codru Ișvan Covaci. Bară, na, că ți-a dat... Gol. Ai de aduse, Dumnezeu. Tamă, ce șut a prins Darius Solaru. Nu mai trebuie să ieșim la joc, că e nasoală treaba. Haide Malele, du-te Malele, haide Malele, 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 se mai întoarce o dată Malele, pasează la Accente, gol la Accente, 1-1, 1-1. Bine de tot Manele, a luat-o pe cont propriu așa și s-a dus un șut nu tocmai bun al lui Accente, norocos pot să zic, dar important e că am dat gol și e 1-1 destul de rapid, noi am dat un gol
Bun meritat, i-au dat un gol ajutați de Ișvan Covaci, care ne fură grav de tot. Ha, mă, ce trage cu ei, frate. Ce scârbă de arbitru. E momentul să-l aruncăm și pe Duarte. Să debuteze și el la o vârstă fragedă cu Steaua București pe Național Arena. Iată-l pe Perla venită din Brazilia. Afonso Duarte. Duarte pasă cu capul spre Matei. Se joacă foarte tare acolo. Hai mai dă un faul, bă. Dați un faul. Mera la balon. Nu. Nu așa. Duarte pasă cu Matei. Matei cu Duarte. Foarte bine, să vedem. Copilașul nostru minune pasă către Malele, dar Malele nu este atent. Minutul 73, încă se poate, să știți că se poate să... Să facem surpriza pe Național Arena și să batem liderul. Bine, dacă ne-ar lăsa și domnul Covaci. Nu, bă, așa, bă, dementule, bă, bă, ăsta nu-i sănătos, mă, pițian, ăsta trebuie dus la psiholog. Hai, cât trecu să te mai ierte, mă, și ești. Spune tu mie cât să te mai ierte. Moruțan mai se iasă pe afară, dar tot a ieșit până la urmă. Minutul 79, este și Ozdoev după teren și intră, n-am văzut cine este. Citim acum, Simion este. Doamne, ce pas să dăm, zici că a șutat Pavlenko ăsta, nu știu, Pavlovici, e mare așa, uite ce... masive. E șmecher ăsta. Simion. Pasă bună. Ia să vedem că e pericol. Mamă, nu cred că a ratat-o pe asta. Nici nu vreau să-mi imaginez cum a ratat-o pe asta. George. Foarte bine pasează acolo la Malele. Malele coboară mult să ia mingii. Ia să vedem acum apariție surprinzătoare lui Barbosa. Noi sărim și sărim foarte bine. Pasă Malele, dar este slabă pasa. Nu mai poate Jurș, din păcate. E un contraatac periculos ăsta. Da. Încă o dată pot să spun că este greșeala mea. N-avea ce căuta jur și în acest meci cu FCSB. Și este minutul 90 și poate mai reușim acum un scurt atac. N-a nicio șansă. Suntem ognițe. Am fost egal tot meciul și pierdem în ultimul minut. Doamne, ce greșeli.
ce greșeli mari. Nu mă așteptam la ele, sincer. Păi da, mă, da, mai știi că mai trebuie să mai și joci. Tu joci mereu alt încă, că tu ești bun. Ești prea șmecher. Asta este, revenim din nou pe locul 5, departe de adevăr. Până la urmă nici la micul nu s-a mișcat rău, n-a fost rău băiatul. Dar asta este, vom vedea și în celelalte episoade ce se va mai întâmpla. Hai, v-am pupat, bye bye!